Adios. Toate comunele care ne înconjoară.
Ziua cepei este o tradiție deja la Mia Viteazu. Suntem la a treia ediție și chiar ne mândrim de brandul de ceapă roșie. Cu această ocazie sunt activități culturale, sunt și vânzări, deci sunt vânzător autohton, iar vreau să se simtă cetățenii legătura cu cumpărătorii, deci producătorii cu cumpărătorii, ceea ce este bine. Și pe lângă treaba asta am servit din 10 ceaune, datorită Consiliului Local și implicarea personală a domnilor consilieri, la această activitate, 10 ceaune de mâncare gratis. No. Păi, mă bucur că mă aflu astăzi aici în Mihai Viteazu, în primul rând alături de domnul primar, și vreau să-l felicit pentru tot ceea ce face pentru comuna Mihai Viteazu. Și mă bucur nespus că sunt la cea de-a treia ediție a Festivalul Cepii în Mihai Viteazu, o sărbătoare care începe deja să aibă tradiție, o sărbătoare în care adună oamenii, indiferent de naționalități, maghiari, români, romi sau de alte naționalități sau religii. În această zi frumoasă de toamnă spre iarnă, ne bucurăm că vremea este bună, oamenii se veselez, oamenii se bucură de această zi frumoasă. Țin foarte mult la aceste tradiții. Aceste tradiții trebuie promovate cât mai mult în fiecare comună din cele 75 ale județului și ulterior, cum am fost și cu domnul primar acum 2 săptămâni la Hajdúszóvaslo și am semnat un contract de parteneriat și înfrățire cu județul Hajdú-Bihar. Așa ar trebui de acum să promovăm cât mai mult valorile și tradițiile în fiecare comună în continuare. Încă o dată vreau să-l felicit pe domnul primar pentru tot ce face pentru comună și multă sănătate. Mulțumesc frumos! Eu pot să spun că în acest an a fost cel mai reușit an în realizarea zilelor CEPEI în comuna Mihai Viteazu, datorită faptului că toți consilierii, vedeți că aici pe stadion sunt prezenți toți consilierii din toate formațiunile politice, toți am pus umărul și am încercat să aducem o zi de bucurie în sufletul celor locuitorilor, celor din Mihai Viteazu. Pot să spun că așa cum nu a fost niciodată, în acest an toți consilierii au fost la unison, nu au fost discuții contradictorii și toți am vrut să iasă ceva frumos. Și așa cum cred că dumneavoastră deja ați observat, vedeți câți oameni sunt aici, a ieșit ceva frumos, fără implicarea politicului, doar pentru cetățeanul din Mihai Viteazu. Thank you.